Imnul Republicii Moldova a fost tradus în limba rusă în manualul de educație muzicală pentru clasa a 5-a, tipărit de editura Știința. Sesizarea a fost făcută pe rețelele de socializare de către profesorul Dumitru Noroc. Cu o reacție a venit și ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun. Profesorul de educație muzicală Dumitru Noroc spune că în manual trebuia să fie prezentat textul imnului în limba oficială a țării, întrucât trăim în Republica Moldova, iar cetățenii vorbesc limba română. Profesorul este de părere că imnul nu a fost tradus din rea intenție. Părerea mea este că acest fapt nu este ok și cred că foarte mulți oameni împărtășesc această idee, pentru că imnul de stat ar fi trebuit să fie în limba de stat. Ori noi avem o lege care spune că imnul de stat nu trebuie să fie tradus, trebuie să fie măcar prezentat în varianta originală, după care, dacă chiar și dorim să-l traducem, o facem cumva sau de desubtul portativului, de sub la original, sau nu o facem deloc. Până la urmă trăim în Republica Moldova, este imnul țării noastre și ar fi bine să fie cunoscut de toate entitățile în varianta originală. După ce a postat o fotografie cu manualul de educație muzicală în care imnul de stat este tradus în limba rusă, profesorul Dumitru Noroc s-a confruntat cu un val de critici. Această poveste a început când eu am luat în mână manualul de clasa 5-a, varianta rusă, și am răsuit un pic prin el. Neștiind și nevăzând înainte de asta manualul, mi-a sărit în ochi prima lucrare muzicală din manual, care era Naș Iezic. La început mă gândeam, poate e un cântic, acolo scrie imnul Republicii Moldova, Naș Iezic, absolut tot în rusă. Postarea nu am făcut-o din considerentul ca să, nu știu, să acuz pe cineva că uite asta. A fost făcută să atrag atenția că nu este ok, din prisma mea, pentru că eu am făcut-o pe pagina mea personală. Cu reacția a venit și ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, care a declarat că va convoca reprezentanții editurii pentru a clarifica situația. Ministerul Educației aprobă varianta manualelor în limba română. Traducerea lor în limba rusă este responsabilitatea editurilor și ei poartă responsabilitate pentru fiecare greșeală pe care o fac în procesul de traducere, însă varianta tradusă nu se verifică centralizată de către minister, așa că rămâne la discreția editurii să se asigure privind corectitudinea modului de a traduce un document sau altul. Acum urmează să clarificăm săptămâna viitoare în ce măsură acțiunile editurii se încadrează în cadrul legal. Avem legea cu privire la imnul de stat care stabilește modul în care se interpretează imnul de stat și, din prevederile legii, derivă că imnul de stat poate fi prezentat doar în limba română. Manualul de educație muzicală de clasa 5 a fost tipărit de către întreprinderea editorial poligrafică Știința. Apelați de către reporterul Moldova 1, reprezentanții editurii nu au răspuns la telefon pentru a oferi o reacție.